degrabă merg și filmez. Oh!
lăsat un pic de loc să treacă oamenii pe stadion. Thank you.
Festivalul de datici și colinde din Moinești, din municipiul nostru. Mulțumim Dumnezeu că suntem și astăzi. Ieșiți afară de aici. Ne-am întâlnit de la aici, de aici într-un număr atât de chem jandarmi mare, parcă mai mare de la an la an, într-o zi minunată de primăvară, de Crăciun. O să ne amintim de această zi frumoasă, cred că mult timp de acum încolo. Vreau să le mulțumesc celor care astăzi au venit însoțiți de trupele lor din localitățile lor, cât și celorlalți oaspeți pe care avem astăzi pe scenă, dar și celorlalți oaspeți, că am văzut foarte mulți care nu sunt din Moinești, care au venit la Moinești, care sunt moineșteni prin alianță sau drumurile i-au dus în viață și s-au stabilit pe alte meleaguri și revin cu drag de sărbători acasă. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici și vreau să îi salut și să-l prezint domnul deputat Avram, tot un moineștean cu rădăcini plecate de aici, stabilite prin Macău, dar trebuia să încep cu domnul subprefect Toma Constantin, tot de aici din zona noastră, domnul primar de la Scorțeni, da, cu trupa lui, domnul primar Amăruș, domnul primar Tifan de la Berzunți, ați văzut acolo pe cei de la Berzunți, domnul viceprimar de Moinești, Valentin Vieru, domnul director al Poștei Române Bacău, domnul Liviu Ciumeti, domnul director manager al Spitalului Municipal, domnul dr. Cotârleț, domnul administrator public al municipiului Moinești și reprezentant al Consiliului Local, domnul Iumia. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți astăzi aici. Nu vreau să vă vorbesc prea mult, vreau doar să mă bucur de prezența dumneavoastră și la final de an, pentru că practic este ultima acțiune pe care o facem noi, municipalitatea, anul acesta, să vă spun că privim în urmă, lăsăm în urmă acest an și privim cu îngăduință, aș spune, încerc să găsesc un cuvânt potrivit, pentru că nu a fost un an extraordinar de bun, dar avem și realizări care vor rămâne pentru Moinești mulți ani, sper eu, de aici încolo. Și ca în glumele alea să începem cu cele rele și trebuie să ne cerem scuze administrația publică pentru tot disconfortul creat pe străzile din municipiul Moinești, dar a avea canalizare și apă, spuneam și în 2008 când am pornit într-o campanie electorală și dumneavoastră m-ați crezut atunci și m-ați ales și vă mulțumesc, că fără canalizare și apă nu putem vorbi de civilizație. Degeaba avem parcuri frumoase, degeaba avem școli frumoase, dacă nu avem acest minim de civilizație. Iată că a venit 2015, când a trebuit să trăim și aceste momente, nu tocmai plăcute, dar strict necesare, pentru că de-abia de aici, din subsol, începem să clădim mai departe civilizația, care înseamnă străzi, care înseamnă celelalte infrastructuri strict necesare unei comunități. Vreau să amintesc și lucrurile bune. Am pornit lucrările la Casa de Cultură și sper că în câteva luni, în primăvara anului viitor, să ne bucurăm de o Casă de Cultură modernă și frumoasă în municipiul nostru și care să fie de folos nu numai municipiului nostru, ci întregii văi a Cazlăului și Trotușului, așa cum spuneam celor de la Consiliul Județean și care m-au înțeles și le mulțumesc pe această cale că ne-au sprijinit în acest demers și sper așa, cum vă spuneam, să avem acest moment cât mai curând în primăvara anului viitor. Și închei prin a vă spune că demersurile noastre, începute în 2012 în acest parc, cu reabilitarea lui, cu reabilitarea izvoarelor din parc, s-au concretizat în luna decembrie, în ședința de Consiliu, în ultima ședință de Consiliu Local, cu aprobarea hotărârii de Consiliu cu privire la declararea municipiului Moinești ca stațiune balneară. Vreau să vă spun că este un prim demers și că de aici încolo vom depune la începutul anului viitor documentația la Ministerul pentru IMM-uri, Departamentul Agenției Naționale pentru Turism și, în ultimul rând, Guvernului României pentru a emite hotărârea de guvern
și în felul acesta Moineștiul să redevină stațiune. Ce înseamnă asta pentru noi, pentru noi toți moineștenii și nu numai? Înseamnă o dezvoltare ulterioară, înseamnă un vis împlinit după peste 30 de ani aproape cu hotelul și baza de tratament și înseamnă poate mai mult, mult mai bine pentru un loc de muncă și pentru dezvoltarea municipiului în general și a localităților învecinate. Închei prin a vă mulțumi, a vă ura să fiți sănătoși, să fiți frumoși, să fiți fericiți și ca an de an să nu uitați să fiți mai buni cu cel de lângă dumneavoastră, cu cel de peste drum, cu cel din spate și din față și dacă radiem această bunătate în jurul nostru, cu toții vom fi mai buni și vom fi un oraș, un municipiu mai bun. Așa să ne ajute Dumnezeu, vă urez să aveți mulți ani fericiți și frumoși. Dați-mi voie, domnule subprefect, să-i dau cuvântul domnului deputat Avram, mai în vârstă și mai moineștean. Da. Mulțumesc, domnule primar. Bun găsit, dragi moineșteni. De fiecare dată când vin acasă, pentru că Moineștiul înseamnă la mine acasă, de acolo de unde electoratul mi-a dat o misiune, încerc un sentiment de bucurie, de mulțumire și dincolo de aceste două sentimente, un sentiment de liniște. De ce sunt liniștit când vin la Moinești? Pentru că, iată, o recomandare făcută la un anumit moment pentru domnul primar Viorel Ilie s-a dovedit a fi în timp cea mai bună alegere pentru viața moineștenilor. Nu aduc aici în fața dumneavoastră reușitele administrației actuale, pentru că le cunoașteți. Cert este un lucru și că în efortul pe care administrația municipiului Moinești îl depune în continuare pentru recăpătarea statutului de stațiune balneoclimaterică a municipiului nostru, va fi sprijinit cu toate puterile, cu toate diligențele necesare, legale, ca să nu alunecăm spre alte interpretări, în vederea obținerii acestui statut. Este nevoie, cum spunea și domnul primar, de o hotărâre de guvern. Noi sperăm că la începutul, în primăvara acestui an, prin eforturile tuturor, vom reuși să determinăm noul guvern al României să continue procedura de acordare a acestui statut municipiului Moinești imediat ce sunt întrunite toate condițiile. Eu nu mă lungesc mai mult, încă o dată îmi exprim bucuria de a fi alături de dumneavoastră, vă doresc sănătate, multe, multe bucurii și un an mai bun să dea Dumnezeu. La mulți ani! Domnul subprefect Toma Constantin. Domnule primar, stimați invitați, dragi moineșteni, mă bucur tare mult că astăzi ați venit aici în număr atât de mare. Asta îmi dă satisfacție și mulțumire sufletească și mă face să cred că dumneavoastră trăiți cu adevărat aceste frumoase sărbători de Crăciun și de An Nou. Din partea instituției prefectului județului Bacău, vreau să vă transmit un mesaj de bunătate, de sănătate și, așa cum spunea domnul primar, să fiți mai buni. Vă doresc ca noul an să vă aducă tot ce vă doriți dumneavoastră. La mulți ani, dragi moineșteni, la mulți ani, dragi români! Colegii și prietenii de aici de pe scenă m-au rugat ca spre bucuria dumneavoastră să scurtăm speech-urile și în numele lor să vă transmit și eu toate gândurile bune, urări de sănătate de la domnul doctor și de împliniri și de celelalte, de la toți ceilalți de aici de pe scenă, cărora le mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră și vă lăsăm ca până în jur de ora 18, așa cum a fost anunțat programul și mulțumesc și lui Gabi, care e alături de noi mereu, programul în jurul orei 18 va veni pe scenă Aurel Moldoveanu, da?
și cu aceasta noi ne vom mai vedea spre finalul programului. Vă doresc să aveți o după-amiază frumoasă, un sfârșit de an frumos și un an nou ce vine mult, mult mai frumos și mai bogat în daruri. Mulțumim, domnule primar, vă dorim sănătate multă! Urmează partea a doua a programului nostru de astăzi. Vom începe ceata lui Bujor de pe apa său, pe care îi invităm să deschidă programul, pe care vă așteptați cu atâta nerăbdare, nu-i așa? La mulți ani încă o dată, voi vorbi puțin, voi lăsa cetele, urșii și... Poftiți, aveți nevoie și de microfoane, bănuiesc, da? Bună vreme, bun găsit! Noi venim de la Balin, din Rădvan și Merișor, coborând din Cerișor, noi cu banda lui Bujor să dăm piept din prohor, să luăm bani de la bogați, să împărțim la cei săraci, la văduve și orfani, ei duc dorul de bani. Ziceți voi! Iată anul nou s-a apropiat, din cerul, din cerul vă vine podobit, anul nou ce l-ați dorit, noi cu toți într-o unire, îl urăm Sfântul Vasile, un mânuț de busuioc, să-l vădea Domnul noroc. Astăzi, după un an de zile, s-a vestit că vine lume, un cai măreț și oivan de munte, din alte țări necunoscute. Voinicul ce vine, din altă părăție, de-a lume să o schimbe și între noi să vie. Dar iată că, dinspre răsărit, apar un cai tânăr și foarte grăbit, cu pletele de aur, cu chip îngeresc, cu coiful părătesc, cu glasul de argint, iată anul nou vine pe pământ. Vin pe pământ în lumea voastră, înger plăpând din zare albastră, vin pe pământ, nu-mi țineți calea. Eu sunt anul 2016, eu sunt anul nou sosit, de sus din cer am coborât, în praf și scrun să te prefac și lumea de tine să scap. Aoleu, dar grabelea, s-a legat de barba mea, astăzi după atâtea grozăvii, mă voi duce dintre vii, dar să nu mă plânge, nici pomeni să-mi dați, că n-a fost venit copile, să-l am mai bine pe ziua de mâine. Și dovadă că te-am învoit, ocupă tronul meu cel prăfuit. Păi foie verde mărutat, Doamne rău mai blestemat, îi de cănăsatul mi-am lăsat. Cu codrei m-am cununat, de dușmani sunt înconjurat. Păi moartea toți stâniori jurat, prețor pus pe capul eu, ochna mă așteaptă mereu. Dar bun soții la voi, haiduși, cu pistoare și cu puși. Voi, codrii, când ne-ați lăsat și-n sat când ați intrat, n-ați văzut potrea trecând sau un ciocoi liftă păgână ce ne ia pâinea din gură? N-am văzut mai bratele meu, Bujor, că dacă vedeam de pe drecane îi făceam. Cercam sale noastre plinte ruginite pentru capul lor, cătice. Sale noastre puși golite cu bani de aur vor fi umplute. Dar un lucru ne mângrește că potrea ne urmărește și ne prinde fără de veste. Să n-aveți teamă, frați, haiduși. Când vom fi și noi pe aici cu pistoare și cu puști, mulți ciocoi vom nimici și de aici tot vom ieși. Dar lasă vorba, căpitane, și uite la spatele tale. Măi, voinice înarmat și la bru cu palojman, tu pe unde ai umblat, groază-n boie mi-ai băgat, liniștea ne-ai tulburat. Pace noi nu mai avem și veșnic te căutăm. Ca de mag de la domnie cu pecetea împărăției, ca de tine și ai tăi hoți să vă arestezi pe toți. Pune-i uite cine ești, că-n furia ce mă găsești.
Aici pe loc te nimicesc cu această sabie săbioară, prea iubita surioară. Eu sunt bujor îngrozitor care prac și fac omor. Bună oară de nu crezi? Mergi în cote și ai să vezi. Unde stufele mai mari, zac ai voștri generali. Unde stufele mai mici, stau petiți ai mei haiduci. Și ăștia sunt haiducii mei care toarnă gloanțe în voi. La răspunsul ce mi-ai dat, merit să fii arestat. La faptele ce ai comis, merit pe loc să fii închis. Și păzi de-al meu vânător pentru pradă și omor. Cum vrei, de la prima întâlneală vrei să mă pui la opreală? Ai puțină îngăduială. În furia ce mă găsești, aici pe loc te nimicesc cu această flintă ruginită pentru capul tău gătită. Sărmă-i, frate vânător al țării apărător. Acest bujor îngrozitor mă mână la moarte și groaza mă bucă, frate. Când îl văd pe acest bujor îngrozitor, pe loc îmi vine să-l omor. Iar armele de lume pregați de potere sunteți înconjurați. Dacă ați prins voi pe bujor, pe codrean, pe mărior, pe pandel și pe botfor, iată că închinăm armele noastre haiducești în fața domniilor voastre boierești. Dar un lucru să știți, că chiar în ognă te voi putrezi, de banda haiducească urmăriți veți fi. Și chiar în ognă te voi rămânea, nu veți scăpa de răzbunarea mea. Maică, scumpă maică, fiul tău dorit, vino, dragă, scumpă maică, de vestiruit. Vino, dragă, scumpă maică, de vestiruit. Părțărică, fie-ți milă, fugi la maica zbor. Spune-i, dragă, părțărică, soarta lui bujor. Spune-i, dragă, părțărică, soarta lui bujor. Maica de scrie cu erat, având cuget necurat pe bujor, l-a arestat și-n temiță la băgat. Hei, maica de cu erat, cum de tu ai putezat, e bujor de nelegat și-n temiță de băgat. Dar lasă, mamă, că-și moartă, pe toți ne cheamă, și-a să vadă, că te-i de ușor să-l aresteze pe bujor. Nu mai plânge, maica mea, eu de ești o voi scăpa, ei, dar un lucru te-aș ruga. Dacă ți-ai la viața mea, când o crește acel mohor, să-mi dai voie să mă însor cu o fată de lumea mare, numită Spânzurătoare, și-or cânta la nunta mea, pop și dascăl câți-or vrea. Și-am de ieri de pomnăvot, cu eu ai loc de m-am făcut, nu m-am făcut că ce-am vrut, păi m-am făcut că n-am avut. Păi fata care mă iubesc, m-a lăsat, m-a părăsit, ce m-am văzut de însoțit, am plecat la haiducit. Păi pe valea sărăului, înmulțit arcăului, pe crenguța bradului, și pe boiul corbului. Ați fraților cât am umblat, dar în fine v-am aflat. Frate, fără nicio mângâiere, capitanul nostru pierde. Dar aveți seama, frate, hai duși, când voi fi și o aici cu pistoare și cu puști, uite ce te vă întrobiți pe drâns, bafă de mișin și de-și urmă mășin. Titane, te-aș ruga, primește mă-nceata ta, că juri pe oameni
mea, că eu te voi răzbuna. Te primesc în ceata mea, cu dor de-a mă răzbuna. Păi dar ce gânduri te-a îndemnat, calea-n codrii de-ai luat. Și de ce nu hotărăști codrii să-ți-i părăsești? Păi de-o-i avea tot gândurile, uite pe stoalele mele. Iar de-o-i avea tot gânduri bune, treci poleanceată cu mine. Ah, codrene, fătul meu, eu mormânt mă duc de viu, iar tu în urmă să rămâi și hai duci să-i aduni. Și să lupți, să lupți mereu, precum am luptat și eu. Iar tu de vei cădea, altul grabă te va urma. Și numai așa, băieți, vom scăpa țara de hoți, răzbunând fără de milă mame, soațe și copile. Ah, capitane, capitane, cu fata ta mi-a rănit inima. Cum tu spui ca să rămâi și hai duci să-i aduni? Dar gândește-te tu bine, ce ne-mi face păr de tine? La ce scop ne vom ieși când între noi nu vei mai fi? Asta, frate, nu se poate. Jurăm pe ale noastre arme toate și pe Sfânta Libertate. Uite banii ți-am adus și libertate să fi pus. Dă-i banii ofițerului și azi calea codului. Dă-i banii chiar acum și deschide-ți al tău drum. Îți mulțumesc, codrene, frățește de binele ce mi-l voiești. Văd că n-ai putut răda, pe mine în temniță m-a lăsat. Mi-ai dat bani și cu plele să mă scap de la belele. Mai da bani și arnăuți să mă scap de acești ciocoi mulți. Domnule ofițer, stând în faza la al tău vânător, mi-a venit un gândișor. Ce să vă dau să fiu scăpat și din lanțuri dezlegat? Să vă dau o pungă cu bani mulți, să-mi dați drumul iar în munți. Și una cu zuralii, să o împarți cu cine știi. Ia-uzi, măi, frate vânător, ce spune acest bujor îngrozitor. Că ne dă o pungă cu bani mulți, să-i dăm drumul iar în munți. O pungă cu rublele să scăpăm de la belele. Tu ce zici, te-ai învoit? Dacă eu banii aș primi? Ia banii, băi, dragă-leacă, că banii lui-s de furat. Că banii lui i-o lua, pe alții o cumpăra și de aici tot va scăpa. Să avem bani de cheltuială și haine de primineală. Dă banii ce vei avea și armele de jos de ea. Dă banii chiar acum și deschide-ți al tău drum. Bagă mâna între pistoale, vei găsi o pungă mare învelită în veritate. Ia-o, dragă capitane, și fă-mi rostul de scăpare. Băi, voi nici eu am avut o întrebare să vă pun. Cu ce dreapta ați putea sta pe bujor de v-ați legat? Nu știți doar că mi-e frate și nu-mi bate până la moarte pentru Sfânta Libertate. Eu sunt capitan al României, care în timp de bătălie și oricând voi apăra scumpă, dragă țara mea. Și dacă nu-ți vine să crezi, am și un cântec să-l provezi. Provează! Eu sunt soldat treabă, fecior de frunte, sabia și calul sunt viața mea. Și în timp de pace și în zile grele, acele bine le-și vom purta. Vai de acela ce-o să cuteze, ca să-mi atace patria mea. Sângele-n vine o să înceteze, de lovitura celui voi da. Dar tu mai cu flinta în spate, dracu, te-am pins la păcate, pe bujor de la legat și în temniță l-ai băgat. Nu știai că frate cu mine și te-am pus ca pe un câine? Eu sunt vânător românie, care tinde bătălie și oricând voi apăra scumpă, dragă țara mea. Dacă nu vrei să mă crezi, am și un cântec, vrei să-l vezi? Să-l vedem! Ziua scade, noaptea crește, vine timpul de vână, inimea la tinerește ca s-o zice, am așteptat. Tra-l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 a-
zău. Vânătorul are noapte, vânător sunt eu. La 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 la. Dar tu mai pui de cățelan, cu ilic de capitan, cu hanger de chilipil. Cine dracu te-a îndemnat de a ridica brațul tău spurcat asupra lui Bujor, sprijinul românilor, paima veneticilor, moartea poterașilor? Ce tot stai, te dumirești, ori la moarte te gândești, la ce să ne vorbești, dar vorbește mai curând că zbor creierii în vânt. Eu sunt dar om baricarist, de la Vodă sunt trimis, ca pe tine și-ai de hoți să vă arestezi pe toți. Vodă aia nostru, patria și tronul, a voastră-i temnița și codrul. Și urmărim să-i prindem pe toți, pe cei ce poartă numele de hoți.
prindeți, să-i prindeți pe toți pe cei ce poartă numele de hoți. Și dacă e vorba de așa, ce caut în tabăra mea de haiduci? Haiducul e român de viță curată, nu-i turc, nu-i lipcă spurcată. Lipsește păbiune că te nimicesc și du-te la vodă și spune-i că trăiesc. Să nu-mi poarte de grijă că sunt arestat. Temnița e goală, Bujor a scăpat. A scăpat Bujora nostru, vai de voi, gheaul furcat. Remurați în pieptul vostru inimă de infobat. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Mitreria și vânzarea, vezi, Bujor, că a scăpat. Noi murim de întristare și el vesel a scăpat. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Eu mă plimbo pe putet, însoțit de-ai mei haiduci. Ei au arme, carabine și sunt tovarăși cu mine. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Cine-n cale mă-ntâlnește, nu mă-ntreabă unde mă duc. Păr-un capii se zburlește, că mă știe că-s haiduc. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Și am de la Ansău. Urșii de la Ansău! Ușor, ușor, de la Ansău! We'll be right back.
Hai bine v-am găsit sănătoși, hai cu această ursoaică mică, hai care nu joacă de frică, hai dar de frică n-ar juca, hai dar pară în mâna mea, hai și-i făcut un moș de-al meu, hai măsură pe corpul tău! De tata ursului, ei e gavilă cel vestit, ce de toți este iubit, ei și-a venit și el în sat, ușurea și apățat, frunzuliță și-un dudeu, ăsta-i urs de la săt, ei l-am crescut doar cu miori, să-l jucăm de sărbători, l-am crescut și cu batal, să-l jucăm la festival, ei și arbor de șoțul vine, ăsta-i ursul lui Gabriel, de la rătăroților, de la tasa oamenilor. Hai tu era iubirea asta, hai de mântă făcii visă, hai ce-a trecut vecii mele, hai de mântă de lumine. Hai ce-a trecut cu gospoda, hai mânca făcii și păi, hai că o sus și trohoia, hai de gălui coma tahale, hai ce duine seama durmea, hai cu doi cu ele durmea, hai și m-am dus în ce tușă, hai vrut să-i furu cu usă, hai și usă ca de picale, hai să doi ursule cu țări, hai uitașa cum îi vide, hai legăsit de cârbire, hai a lua la mii de acasă, hai și a pus astea la masă, hai lăgămele pe ardine, hai să tome țării pe mine, hai cu zunica de așa, hai de așa, hai de așa, dar-un țării puișuri. Vâzulița mere coapte, a trecut anul nezate. Dar Dumnezeu zâdea, mai ce n-a fost pe aici și așa,
Hai fericire, sănătate, hai pe masă să aveți de toate, hai fericire și un spor, hai la mulți ani la tuturor, hai la mulți ani la dumneata și la întreagă familia, hai și iar verde treia țar, hai la drum și la buzdar! Vă urează sănătate, fericire și tradiționalul la mulți ani. Păi și iar verde de mohon, păi e fără de urșilor!
Thank you.
câte la o parte lume, hai că n-a adus el băiatăciune. Hai fiind firma tota, hai și fiind firma pleca, hai cu matine javre mare, hai să le te-ndrăle picioare. Voi să te bate lumea bine, voi să tine răsute mine, voi să ieși și treia ta, voi la lume și la multa. Gata, de lucru, José, conducă de cordon, Florin, urează un alt mărit. Voi să te bate. Voi din haidele Rosia, cu tine de ziua acasă, voi fi cu tine treca. Sănătoși, am venit cu această ursoaică mică,
păi care nu știe de frică. Păi și-ar verde șalala, asta mea averea mea. Am dat foc la întregul sat și cu ursul am plecat. Urăță, urăță, buiule! Păi bă, 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 bucuroși, nebucuroși, bine v-am găs sănătoși. Păi cu această ursoaică mică, care ea joacă de frică. Păi ea de frică n-ar juca, dar paruie mâna mea. Păi și paruie pironit, dar pentru trupul tău gătit. Bună și lucrină! Pe lume de lucrăță! Pe cea lucră de creiață! Pe lume de mânăță! Pe cea lucră de roșie! Pe cea lucră de creiță! O și arde de creiață! Păi să trăiască de-o prima! Păi 7 săptămâni în post, de la mândra n-am ajuns, iar a opta când m-am dus, am găsit la Cătucul. Păi la Cătucul cu mâna și veriga cu căciula, dintr-un casă plin de dor, văd o mâță pe cuptor. Ori mâță, ori mătan, ori pui de văseștean. O și pe sărcă, sărcă, sărcă! Păi că mașina fost curată! Păi ce ne-a sărcă treiața! Păi ne va ură mărâță! Păi ce oară luce mă! Păi că nu ești averea mea! Păi la creștul cu pașa mă! Pădurar cu a vechime, băi ar mă mână el o ține. Băi pădurare, pădurare, n-ai văzut vreun urs mai mare. Băi a văzut într-un pârâu, băi fugărea boala un bou. Băi mă încetă, băi căni, pădurarul mi-lovi. Băi mi-lovi într-un altar, băi ai ceasuri și nu traian. Băi pe mură de bătu, băi cu dulul pe mălălă, băi asta e averea mea. Băi pe mărâi cu dupele, băi palale la rugele, băi tineții de pe zăbrele. Băi pe la trecinii la ele! Băi cine tine pe măciu! Băi la trecinii pe la urmă! Iar vede de măra! Băi gata, 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 băsar! Băi frunzărițe fir de par! Am sarut și peste prag! Vai Doamne ce-am pățit! Dar poate s-am îmbolnăvit. Păi tu mă tine șapră mare, păi scoală-te-n două picioare, să te poată lumea bine, păi că tu m-ai ascult pe mine. De nu mai ascultam zău, păi tot e frică de cear lău.
Mâine ferme de puiune! 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 Hai puini tinere mișto! Hai tu băta ta puiște! Hai tu răzite a tine! Hai tu băta ta puiște! Băi și Vanda și Cașcavăr! Băi, v-am adus la festival! Băi, le-am dat carne fără os și v-am adus cei mai frumos! Băi, brutulițe de cote! Băi, ăsta-i ursul din păte! Până pana ta urșilor, evoghez cu pupa scavăr și v-am adus la festival. Păi roate, roate, puiule! Păi miserul peșelele! Păi frunzuliță mele coapte, a trecut anul măi frate, dar ar Dumnezeu să-ți dea ce n-a fost aici așa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate, sănătate și mult spor, la mulți ani tuturor, și ar verde trei absent, la nu și la mulți ani! Măi rămâni să sănătate! Păi noi plecăm la noi acasă, păi uite-așa cum îi vine. Păi multe deavole de lume, păi din pădure te-am adus, păi câinii și merișori, hai tu, bătata puiște! Hai și ierne de pe asta! Hai să te lăsă de primă! Hai la primul primă! Pentru că e bărnul pe lăsa! Hai la primul primă! Pe pătrâne cu tâncele, pe pătrâne cu tâncele,
Bună seara și bine v-am găsit! Noi suntem Gati și Obiceiuri de la Belzunț, împreună cu domnul primar Ștefan Ștefan și mulțumim totodată domnului primar pentru invitație! Bună seara!
Stimați invitați, dacă tot ne-ați primit, o mică urătură așa adusă de la Dejun pentru toți care sunteți aici. Bună seara, gospodari, oameni buni și fete mari! Bună seara cu onoare la tineri și domnișoare! În seara de Vasile Sfântul mi-a luat căciul la vântul și mi-a dus-o la fereastră chiar aici la dumneavoastră. Și am venit după căciul să vă zic și o urătură. Murături și crasaveți, porniți clubul meu, băiețe! Din Moldova lui Ștefan, noi în fiecare an pornim cu plugușorul să urăm la tot poporul. Să-l urăm în astă seară ca la gospodar din țară, să le fie casa casă, să le fie masa masă, că ne-a strâns feciori argați, o rătură să ascultați. Mânați, măi! Plugușorul meu drăzan, noi în fiecare an vinim și la dumneavoastră, dacă o să puteți să ne primiți în casă, suntem cam mulți. Murături și crasaveți și încă o dată, măi băieți! Dați-vă lângă brăzdare ca să tragem 10 braze pentru noi și pentru gaze. Ia mai îndemnați, băieți! Noi am stat, am mai urat. Dar nu suntem de aici, colea. Noi suntem de la Verzun, unde-i satul printre munți. Hopuri, hopuri, hopurati, la mulți ani cu sănătate. Hopuri, hopuri, hopurerii, la mulți ani cu floriceli. La urechii clopoței, opriți plugul, mai flăcăi, măi! Și acum, dați de la Verzun! Să ta că frică ta! Da cu alba! Voi da cu cinci din eternă! Să ta că frică ta! Să ta
mulțumim și vă dorim un an nou cu bucurii și așteptăm să ne chemați și la anul, și de anul mai, dacă să zi.
vrea să pleci până la urmă. Da, Ieru. Ce-ar vrea drăgă lui? Putul de rumă să căi! Să vă mulțumim pentru vizionare!